Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Cătălina Biholar sunt. Începe o nouă ediție specială. Pentru că, ce să zic, aproape e august și pe perioada săptămânii în care va fi redifuzată ediția specială, vom fi pe deplin în luna august. Această lună calendaristică putem spune că este dedicată Muzeului Național al Bucovinei și evenimentelor pe care această instituție muzeală de prestigiu le organizează în municipiul Suceava, cu precădere, motiv pentru care invitat săptămâna aceasta la ediție specială este directorul Muzeului Național al Bucovinei, domnul Emil Ursu. Mă bucur că ați venit! Mulțumesc pentru invitație. Și trebuie să recunosc că l-am ademenit pe domnul Ursu în studioul Intermedia, spunându-i că dar la mine la emisiune nu veniți să povestiți câte și mai câte, pentru că ai mei colegi, atât Adriana Dascălu, cât și Sorin Avram, au fost onorați cu prezența dumneavoastră în studiourile lor și încântați de discuțiile pe care le-au avut. Eu am fost onorat că am fost primit în emisiuni, diversele emisiuni. Sigur, din când în când și muzeul transmite mesaje, pentru că ne place să credem că la noi se întâmplă o serie de lucruri, mai mari sau mai mici. Sunt din ce în ce mai mari, că după cei 2 ani, să zicem, de pauză, cu restricții în care n-au lipsit totuși anumite evenimente importante, acum cred că se vor întoarce la dimensiunea de altă dată sau chiar vor depăși. Se vor întoarce la firesc, așa este. Încercăm să uităm cei 2 ani lipsă din calendar. Noi, în perioada pandemiei, am organizat tot felul de lucruri, inclusiv lucruri mari. Spre exemplu, anul trecut, Povești Medievale a fost gândit ca un eveniment, mă rog, cu temă medievală, nu un festival neapărat. Un festival, exact, însă numărul de vizitatori a fost mult peste așteptări. Erau doriți oamenii. Exact. La fel s-a întâmplat cu Lumea lui Mihai la Târg. La fel s-a întâmplat cu acele 2 zile de muzică la Cetatea de Scaun. La fel s-a întâmplat cu expozițiile noastre și așa mai departe. Anul trecut am reușit să ne apropiem de cifra de vizitatori din 2019. Să ne apropiem, nu să o atingem. Dacă în 2019 au avut undeva aproape de 370.000 direcți, anul trecut am avut undeva spre 304.000, ceea ce pentru noi a fost foarte mult, pentru că în prima parte a anului am fost aproape închiși, sau, mă rog, cu restricțiile de rigoare, numărul de vizitatori a fost scăzut. Spre exemplu, Noaptea Muzeilor din 12 iunie 2021, n-a putut primi toți doritorii, pentru că trebuiau respectate anumite condiții de timp, de distanțe și așa mai departe. Apoi, diversele expoziții, de asemenea, au fost grevate de o serie de măsuri antipandemice. Lovitura de grație. Mai e un aspect. Faptul că instituția, clădirea Muzeului Bucovinei, Muzeului de Istorie, e parțial ocupată și a Muzeului de Științele Naturii. Instituție și a Muzeului de Științele Naturii. Da. Prefectura funcționează cu prefectura și o serie de birouri de la Consiliul Județean funcționează la Muzeul de Istorie. De asemenea, birourile ale Consiliului Județean funcționează la Muzeul de Științe Naturii. Și contrar acestui aspect, care cu siguranță vă îngreunează activitatea, da, greu de descris în cuvinte, a dus la o scădere a numărului de vizitatori implicit, pentru că la istorie jumătate din spațiile dedicate publicului, vorbesc de alte spații decât expoziția permanentă, au fost ocupate. Sala Multimedia, de exemplu, unde sunt. Nu, sala Multimedia a rămas. S-a ocupat sala de conferințe, s-a ocupat expoziția Galeria Pod, a fost ocupat sala pentru educația muzeală și vă dați seama că discutăm, de fapt, de cea mai mare sală de expoziții temporare, de singura sală în care puteai face diverse evenimente, de la, știu, lansare de carte, spectacole de teatru pentru copii,
până la serbări școlare și mai departe, și vorbim de sala de pedagogie muzeală. Am făcut totuși pedagogie muzeală, educație muzeală, și anul trecut, în condiții de pandemie, făceam cu 12 copii odată. Sigur, am folosit holurile muzeului, nu neapărat spații proprii, dar am zis că e mai mult decât nimic, erau foarte multe cereri și copiii n-au nicio vină. Anul acesta am regândit, să spun așa, strategia, am făcut pe holurile din etajul 2 și, sigur, atunci când a fost foarte cald, am folosit spațiile de la etajul 1, holuri, vorbesc de holuri. Evident, spații neconvenționale, dar astăzi totul este neconvențional. De la învățământ și punerea viața de zi cu zi, că voiam totuși să mai adaug un lucru pentru anul 2021. Din punctul meu de vedere, lovitura cea mai puternică a însemnat măsurile, mă rog, legislația emisă începând cu luna, cu 6 octombrie, când a fost obligatoriu introdus certificatul verde. Ei bine, în județul cu cea mai slabă... Inclusiv pentru prezența în muzee. Da. Pentru județul cu cea mai slabă vaccinare a fost dezastruos pentru noi. La a doua zi de Crăciun, spre exemplu, am fost la cetate. Bun, am fost la cetate așa, cum să spun, cu multă tristețe. Și am constatat că din 100% vizitatori, n-am stat foarte mult, am stat vreo jumătate de oră, m-am uitat, în cetate intrau undeva până în 10%. Ceilalți nu erau cu totul vaccinați. Mă rog, erau grupuri din care 2-3 persoane erau nevaccinate. Și fie intrau ceilalți, fie pleca tot grupul. Nu intra nimeni. Nu mai intra nimeni. Lumea înjura muzeul, nu înjura guvernul, înjura muzeul și pleca. Deci chestia asta nouă ne-a adus foarte multe de servicii. S-a demonstrat ulterior că acest certificat verde de fapt n-a avut nicio eficiență, dar în sfârșit. Cu siguranță nu ne vom mai întoarce acolo. Nu cred că ne mai putem întoarce acolo. Sunt sigur că nu ne vom mai întoarce. Verificați, mă rog, la domnul Avram, mai multe rânduri am abordat subiectul, subiectul pandemiilor. Istoric vorbind, pandemiile au durat în medie 2 ani jumătate. Cea mai mare pandemie a fost cea de ciumă din Anglia, care a durat 4 ani, pentru că ei au luat niște măsuri sanitare, vezi, Doamne, bun, atât au înțeles atunci, și au decimat populația de pisici, câini vagabonzi. Ori asta a dus la mulțirea șobolanilor și a șoaricilor și implicit la dezvoltarea bolii. Ca tare, boala până la imunizarea de masă a durat 4 ani și jumătate. Dacă vă veți uita la ultima mare pandemie, vorbesc de gripa spaniolă. Acum 100 și vreo 2 ani. Da, în sfârșit, spre sfârșitul cel de-al doilea război mondial. Veți constata că lucrurile sunt cumva în oglindă cu pandemia de COVID. În sensul că la fel s-au luat măsuri cu măști, cu școli închise, cu magazine închise, cu programe, etc., etc. Pandemia părea că se finalizează, lumea s-a relaxat, după care valul al doilea a fost cel mai distrugător. La fel s-a întâmplat și de data aceasta. După care, sigur, lucrurile au scăzut în intensitate. Bine, acolo s-a întâmplat un alt fenomen, vorbim de primul război mondial, vorbim de soldați americani care au venit în Europa, i-au îmbolnăvit pe europeni, boala s-a dus până în China, însuși și până în Asia, victimele au fost mult mai multe, nu aveam condițiile sanitare de astăzi, în fine, și nu aveam dezvoltarea cercetării de astăzi. După care acei soldați s-au întors înapoi în America cu o altă variantă. Mutațiile. Exact. Și au nenorocit din nou populația americană. Foarte mulți morți la un al treilea val, să spun așa. Da, spuneam că nu cred că ne mai întoarcem acolo, nu cred că populația mai rezistă sau mai tolerează măsuri foarte stricte. În schimb, probabil că ne vom aștepta, din ce spun autoritățile, la o nouă creștere. Se și vede de la o zi la alta a infectărilor cu această nouă mutație care apare și pe secvențieri. Sperăm
ca după 2 ani să știm cu toții cum să ne păzim singuri și pe cei din jur și să dovedim lucrul acesta până la urmă ca un exercițiu social, ca un exercițiu de comunitate. Pentru că toată luna august trebuie să fim la evenimente și trebuie să fim, să ne bucurăm de ele, să participăm la ele, să fim la evenimentele pe care Muzeul Național al Bucovinei le organizează și care încep chiar din weekendul acesta. Lume, hai la târg, e îndemnul muzeului, la Muzeul Satului Bucovinean, celebrul târg al meșterilor populari. Aici pe video avem imagini din ediția de anul trecut, cu la fel de celebrul Cătălin Scărlătescu, invitat din nou, care a confirmat cu prezența și care va găti demonstrativ și nu demonstrativ, doar demonstrativ, va găti efectiv pentru, pentru publicul cei prezenți. Lumea Hai la Târg este un eveniment care, mă rog, s-a transformat. El a plecat de la Târgul Meșterilor Populare, am avut, mă rog, nici mai știu, 20 și ceva de ediții, însă, de la un punct încolo, toată lumea făcea târguri de meșteri. Și dacă vă uitați, mall-urile fac târguri de meșteri, Centrul Cultural face târg de meșteri, primăria face și primăriile fac târg de meșteri, mai departe. Ori acest lucru este îmbucurător până la un punct. De la un punct creează saturație. În consecință, colegii mei de la etnografie, mă rog, discutând ce se va întâmpla cu târgul nostru, au venit cu o propunere, propunere foarte interesantă. Sigur, am început timid, dar lucrurile au evoluat pozitiv. Practic am conceput un nou eveniment. Avem și parte de târg de meșteri, deci și meșteri și cu produse meșteri șugărești. Avem foarte multe produse care au temă tradițională. Inspirație. Fie că vorbim, da, de bijuterii, de îmbrăcăminte, știu eu, lavandă și așa mai departe. Apoi avem anticaj, avem gastronomie, fie că vorbim de înghețată artizanală, fie că vorbim de prăjituri de casă, fie că vorbim de gemuri. Brânzeturi chiar au fost. Brânzeturi, da, scapă, se face, în sfârșit, tot un desert, mi-amintesc. Fie că vorbim șerbet. De băuturi, șerbet, despre șerbet. Că l-am văzut, da. Da, fie că vorbim despre băuturi tradiționale, anul acesta va veni un producător din Botoșani, un producător de vinuri tradiționale, foarte interesant, sigur nu o face pentru vânzare, nu știu de care, și sigur toate acestea presărate cu mini-spectacole susținute de ansamblu artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, mini-spectacole din mai multe zone etnografice ale României. Suntem în Bucovina, toată ziua ascultăm muzică din Bucovina, cred că e normal să ascultăm și muzică din alte zone. Am făcut un prim experiment anul trecut, a funcționat, lumea s-a bucurat foarte mult, sunt și alte zone spectaculoase, nu doar Bucovina, și în consecință vom repeta și anul acesta experiența. Pentru culoare și savoare, putem spune așa, l-am invitat și în acest an pe șef Cătălin Scărlătescu, care, pe de o parte, este unul din cei care au schimbat gusturile din România și, în general, gusturile românilor. Sigur, el, prin intermediul acelor emisiuni culinare, mă rog, concursuri culinare, însă are marele merit de a fi introdus în România foarte multe noutăți în piața gastronomică de nivel foarte înalt. Începând de la cresurile, mă rog, de care lumea astăzi râde și terminând cu tot felul de condimente, în sfârșit. Anul trecut știm că a gătit niște tot din inspirație autentică, tot da, având punct de plecare bucătărie autentică. Bineînțeles, nu are doar bucătărie autentică. Anul trecut, spre exemplu, a gătit varză cu ciolan și l-am întrebat la un dat, nu ne-am atat, crezi că o să vindeți voi varză cu ciolan? Stai să vezi, a vândut-o toată. Mă rog, gustul contează. El, inclusiv la emisiunile la care participă, mereu vorbește de gust.
El este însă foarte interesant adeptul tradiționalului. Dădea un exemplu la Câmpul Lung, este foarte prezent în Bucovina. Am rămas mirat anul trecut să constat câte cunoștințe are în Bucovina, începând de la ceramiștii de la Marginea, pe care mereu îi folosește, mă rog, face comenzi pentru vase, pentru restaurante de lux, foarte interesant, până la tot felul de restaurante mai mari sau mai mici, pensiuni, etc. E bine, îmi povestea de un restaurant la Câmpul Lung, a fost la cineva, mă amintesc că a fost o nuntă, a prins o nuntă în sfârșit și cu ocazia asta a rămas. Bun, și respectivul restaurant făcea tot felul de fine dining-uri, să spunem așa. Încercări de fine dining. Mă rog. Și la un moment dat, mă rog, el a pus cazat la mama, într-o casă tradițională, la mama respectivului proprietar de restaurant, care, doamnă, avea o ciorbă de sfeclă. Și l-a chemat pe ăsta și a spus, uite, asta pune un meniu și aici stai restaurantul plin tot timpul. Spre exemplu, știți? Oamenii, caută, da, și dacă ați uitat și la emisiuni, el caută aici, tot felul de chestii tradiționale. Nu? Caută zona asta autentică. Bucovina ce înseamnă? Înseamnă tradiție, înseamnă gastronomie autentică, nu ruladele alea triunghiulare cu nu știu ce spune, localizez neapărat. Nu știu ce conține, da. Exact. Mă rog, unitate de turist tradițională și pe o bucată de lemn era gravat pizza pe vatră. Mulțumesc! Bun. Pizza bucovineană, eventual cu cârnați și cu ceapă, ar însemna ceva. Probabil că au și încercat-o unii. Acesta e evenimentul din primul weekend, de sfârșit 29-31 august. De sfârșit de lună iulie. Da, așa este. Practic îl putem localiza cumva ca fiind parte din luna august a tuturor evenimentelor. Întotdeauna noi am început cu acest eveniment de la Muzeul Satului Bucovinean. Următorul weekend nu ne aparține nouă, suntem doar parteneri, ajutăm și noi cu ce putem. Este Motorfestul, se întâmplă tot la Cetatea de Scaun, 6-7 august. În paralel, noi însă avem, mă rog, de asemenea treabă, începem promovarea Festivalului Medieval. Anul acesta ne-am gândit să schimbăm sau să aducem și lucruri noi, în afară de acele statui vii, și încercăm în cele două mari centre comerciale din zona, nu știu, comercială. Nu mai e industrială, e comercială. Fosta zonă industrială, exact. Încercăm să tentăm publicul, de asemenea în oraș, începând de pe data de 7 de luni, publicul se va întâlni cu garda de la Deva, sigur cu statuile vii și cu voluntarii noștri care vor împărți programul. Vreau să încep cu un lucru. Festivalul Medieval din acest an este mai mare ca precedentele. De la an la an noi am crescut. Cred că este, eu nu spun creșterea maximă, dar ne apropiem de maxim. Este vorba de spațiu pe care îl avem la cetate. Va fi o paradă impresionantă, spun eu, ca număr de participanți, pe de o parte, sigur, discutând și de costume, discutând și de manifestări, să spun, în paradă. În ce vă îmbrăcați anul ăsta? Păi, ca de obicei, am o ținută de moldovean, mă rog, e discutabil cât e de moldovean, am încercat. De asemenea, la număr de cai, anul acesta parada va fi mult, mult mai mare, pentru că și numărul de trupe este mai mare. Anul acesta vor fi două trupe din Turcia, două trupe din Bulgaria, n-au mai fost la noi. De la turcii au fost la un moment dat patru oameni și, sigur, am încercat anul trecut, n-am reușit, în sfârșit. Cred că vor fi contrariați să vadă cealaltă latură a istoriei. Da. Ei au pentru mai că ei văd povestea lor victorioasă. Învață la școală cum și noi învățăm partea noastră victorioasă. Noi învățăm o istorie eroică, ei învață o istorie reală. Așa. Cum e, de fapt? Păi lucrurile sunt foarte simple. În zona aceasta au existat niște principate care teoretic erau libere, dar numai teoretic. Practic, țineau fie de Polonia, fie de Ungaria, fie din Imperiul Otoman,
Sigur că domnii noștri au fost foarte abili, unii dintre cei, se înțelege, au fost foarte, foarte abili și au jonglat cu sferele de influență. Ștefan cel Mare, spre exemplu, cum să spun, el a fost vasal fie Poloniei, fie Ungariei, fie Imperiului Otoman. Până la urmă a sfârșit prin a plăti tribut. Se înțelege, n-a plătit tribut decât de două ori. Asta însă nu l-a oprit și să jefuiască după 1497, să jefuiască sudul Poloniei. Bine, de fapt, după 1489, mai exact, să jefuiască, după 1489, să jefuiască sudul Poloniei, spune o cronică teutonă, litoniană, că domnii cei mari ajunseseră să cerșească în târguri. Pentru că Ștefan a considerat, ne spune din nou aceeași cronică, a considerat că el nu plătește tribut turcilor din cauza faptului că după ce a jurat la Colomeia credință polonilor, polonii n-au făcut nimic, ceea ce așa a și fost. Polonii n-au făcut nimic pentru că erau prinși cu războiul cu rușii în nord. Și atunci Ștefan, mă rog, se pare că a spus ceva de genul că nu trebuie el să plătească tributul din banii țării Moldovei, ci din banii polonilor. Și ca tare a jefuit anual, jefuia sudul Poloniei și, vezi, doamne, plătea tributul. Nu l-a plătit niciodată, dar în sfârșit a adunat suma, să spunem așa. Mai există un personaj foarte interesant, misterios de altfel, în perioada asta a istoriei Moldovei, să spun, un anume Muha, care se pare că avea o armată de 10.000 de oameni, ceea ce e enorm, enorm pentru epoca asta, și care, bineînțeles, se ocupa tot cu jefuitul sudului Poloniei. La un moment dat, polonezii l-au prins, sigur, Ștefan s-a oferit să-l țină capturat la Suceava, el a stat cumva la băi la Suceava, după aia a scăpat, s-a dus să jefuiască sudul Poloniei. Iar Ștefan cel Mare, când moare, asta se spune mai puțin în manualele de istorie. Se spune, dar vag, așa. Bine, astăzi manualele de istorie îți vai de capul lor. Sunt alternative. Istoria e ceva alternativ. Sigur, da. Practic, Pocuția a fost ocupată de Moldova și, mă rog, a funcționat cu administrație moldovenească, era partea Moldovei. Ea, mă rog, a rămas la Moldova până târziu, până la Petru Rareș. Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, la un moment dat asediază Chievul. Și ca să ne dăm seama de... Cam ce distanță e de aici, da, până la Chiev. Și cam care era, să spun așa, situația geostrategică din zonă. Mai mult decât atât, la un moment dat Ștefan cel Mare are o scrisoare, sunt documente care se păstrează, are o scrisoare către Senatul Venețian, în care îi acuză pe creștini și spune că mereu au fost dezbinați, că niciodată n-au mai ajuns banii la el, că și-au văzut doar interesele lor meschine, mărunte, și că e mai bună pacea cu turcii, pentru că turcii sunt, se simt de cuvânt. Ceea ce și noi știm din toată istoria, să spunem așa, islamului, din cauza religiei, islamul are această caracteristică. Cuvântul e cuvânt. De altfel, pacea islamică suna în felul următor. Vorbim de perioada de la Mahomet până la primul război, până la Imperiul Otoman, știți? Nu știu, asediau o cetate, dacă cetatea se preda, se preda niște termeni. Era ok. Sau accepta să plătească un anumit tribut pe 5 ani, pe 10 ani, ăsta, arabii nu mai aveau de a face cu respectiva cetate. Ei ofereau pace. 10 ani, după 10 ani discutau din nou. Se renegocia contractul. Exact. Și care partea... Ceea ce nu e valabil creștinii. Și vedeți, noi astăzi se întâmplă și astăzi că ne place sau nu, știți vorba lui Hegel, istoria ne învață când istoria nu învăță nimic. Sunt trei mari religii în zona mediteraneană. Două din ele cu legislație proprie, a treia fără legislație proprie și este, dacă vreți, motivul pentru care democrația a prins aici și s-a putut face. Cea de-a treia este creștinismul. Iudaismul are legea talmudică, lucrurile sunt foarte clare acolo. Islamul are șaria, lucrurile sunt foarte clare, ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci,
la detaliu. La creștinism lucrurile sunt foarte simple. Iisus spune, dați cezarului ce al cezarului și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Și atunci, practic, fără consecințe permite, pe lumea asta. Exact. Se permite ruperea bisericii de stat. Și dacă vă uitați în creștinism, statul laic și are treaba lui, biserica și are treaba ei. Sigur, ele s-au îmbinat de-a lungul istoriei, dar ușor, ușor, ușor s-a ajuns la ceea ce noi astăzi numim democrație. Ori ceea ce noi astăzi numim Occident, da? Și îl confundăm cu democrația, este o lume protestantă, vorbim de protestantismul, mă rog, german și englez în special, cu ceva catolicism pe margini și, na, ca orice margine vorbim de mahala, cu două, hai să spunem, experimente ortodoxe versus restul lumii. Ce înseamnă până la urmă Occidentul? Înseamnă Europa, Germania, Franța, Olanda. Bun, da. Știm ce înseamnă din Europa, da? Spuneam că ceva catolici margine, Portugalia, Spania, Italia, Franța, și Polonia. Bun, un pic de Ungaria, un pic de Cehia, un pic de Slovacia, câte un pic. Acolo lucrurile sunt amestecate. Sunt curioasă cum ar decripta Victor Orban această combinație. Nu, ce vă spun eu, religioasă. Vă spun din bibliografie, din literatură, nu vă spun, n-am tras eu concluziile neapărat. În sfârșit, asta cu marginea catolică am concluzionat-o eu, dar în rest... Apoi vorbim de Statele Unite, vorbim de Canada și vorbim de Australia și Noua Zeelandă. Ăsta e Occidentul. Atât. Ce a făcut Occidentul? Vorbim de la, mă rog, hai să spunem, consolidarea lui, deci undeva de la anul 1000 încoace, anul 900.000. Păi s-a chinuit toată vremea să îi ocupi pe ceilalți, pentru că toți ceilalți erau păgâni și toți ceilalți nu achesau la valorile creștine. Care erau toți ceilalți? Păi erau arabi. Întreaga lume. Exact. Și după aia a devenit ușor, ușor întreaga lume. Bun. Ce se întâmplă, cel puțin după 90 încoace? Același lucru. Nu s-a schimbat nimic. Doar că nu se mai cheamă colonizare. Nu se mai cheamă colonizare, se cheamă, mă rog, ocupație economică. E aceeași chestiune. Se cheamă globalizare. Ei, ori se pare că astăzi, și o spun, nu știu dacă neapărat cu mare plăcere, dar trebuie să fim realiști. Se pare că astăzi avem de-a face din nou cu o lume multipolară. Dacă după 1945 lumea s-a transformat într-una bipolară, cu două mari puteri, Statele Unite și Uniunea Sovietică, două mari puteri care protejau, mă rog să zic, jumate de lume. Cealaltă jumătate nu era interesantă, era în diverse sferi de influență. Vorbesc de Africa, vorbesc de America de Sud și, sigur, vorbim de Australia. Australia era deja în Occident, deci nu o mai punem la calcul. Ei bine, poate lucrul cel mai trist este faptul că Europa Occidentală a renunțat la mijloacele proprii de apărare și a preferat să plătească Statelor Unite securitatea. Ei, astăzi se vede că acest lucru este dăunător. Pentru că, din păcate, uitați, aveți această invazie rusească, da? Și noi nu prea avem cu ce să ne apărăm. Ne place sau nu-i place. Ne bazăm că ne apărați. Păi da, sigur, dar până bine avionul NATO rușesc la Budapesta, știți? S-au mutat la noi. Da, da, sigur, da, da, da. Păi am văzut, s-a văzut în Ucraina ce a însemnat, nu, e complicată chestiunea. Că istoria nu ne învață nimic, ați spus mai devreme, citindu-l pe Hegel. Păi da, v-aș atrage atenția asupra unei informații foarte prețioase, cred că e informația anului. Germania a anunțat că își va face cea mai mare armată convențională. Are forța financiară și probabil în 2-3 ani o să avem cea mai mare armată convențională din Europa. Spun din Europa pentru că Rusia e și Europa și Asia. Rusia în același timp, oricât am crede noi că va muri, nu va muri. Scapă numele, mă rog, există o teorie undeva de la 1907 din Anglia, care teorie până astăzi se verifică. Rusia reprezintă heartland-ul Eurasiei și nu are cum să moară. Deci nu se poate fizic, din motive de geografie. Nu cred că are nimeni niciun dubiu că lucrurile stau. Unii speră altfel. Că, în sfârșit, unii eu când eram student, să... așa ca fapt divers, mă rog, eram noi un grup cu ghilimele de inițiativă
și avem de-a face atunci cu războaiele, mă rog, celebrul general Dudaev, războaiele din Cecenia, al doilea război din Cecenia. Și calculam, noi calculasem la vremea aceea câți ruși ar trebui să moară la un cecen să dispară rușii. Ei, asta e utopie, nu se va întâmpla niciodată. Ce o să ne învețe, revenind la evenimentele Muzeului Național Bucovinei, ce o să ne învețe Festivalul Medieval din istorie? Cu ce ar trebui să rămânem? Pentru că nu e doar un eveniment artistic sau de divertisment. Nu. Nu e doar atât. E un eveniment care are mai multe componente, inclusiv cea educațională. Vedeți, noastră, la Festivalul Medieval de la Suceava, vin trupe care prezintă diverse perioade medievale, începând cu secolul XI și terminând cu secolul XVII. Difer tipul de armură, difer armamentul, difer hanașamentul pentru cai, apoi difer îmbrăcămintea foarte tare. Dacă v-ați uitat în, mă rog, în ultimii 10 ani, trupele s-au perfecționat, au investit mult în echipamente și mai mult decât atât s-au pregătit foarte bine pentru a da explicații. De altfel, la festivalul... Pentru că știm, cei mici copii, cel puțin, sunt foarte curioși. Ce face asta? Și adulcii, da. Și acum, adulcii, cu siguranță, văzând diferențele de la un an la altul, și păi, adulții. Ca să vă spun așa, în linii generale, între altele, cine vine la Suceava la festivalul medieval, vine cel mai titrat arheolog de preistorie din Ucraina. Vine un diplomat din Turcia, vin patru salariați ai unei universități din Turcia, mă știu chiar universitate la, mă rog, doi la Ankara și doi la o altă universitate, sunt istorici. Vine un coleg de-al nostru de la Cluj, care este unul din puținii specialiști în armament din România. Deci sunt oameni cu o anumită pregătire, să spun așa. Sigur că orice trupă și are, vrei nu vrei, un consultant, să nu-i spunem științific, să-i spunem de specialitate. De istorie, da, da, nu? Da, sigur. Caută documentație. Există la Suceava, mă rog, o trupă foarte importantă, se numește Ordinul Solomonarilor. Evident, oamenii cei cu focul, pe care fac și focuri, dar mai au și garda cetății Sucevei, parte de medieval. Ei bine, la un moment dat și eu am oferit ceva bibliografie pentru partea de îmbrăcăminte. E normal, cauți totuși în literatura de specialitate pentru că publicul a devenit la rândul lui selectiv, cunoscător, există o piață media destul de dezvoltată. Și există și o piață deja a festivalurilor medievale și în există țară, o piață a festivalurilor cu care, evident, de gen, se face comparație. Această modă, să zic așa, a plecat din cetatea Sighișoarei, după s-a care s-a împlinit anul acesta 30 de ani. De la primul festival al Sighișoarei. Da, da. Sigur, acolo e alt, să zicem, poate alt parfum, pentru că e o cetate locuită, e altceva, însă anvergura pe care festivalul de la Suceava a luat-o în timp a depășit orice alt festival concurent din România. Pentru că, din păcate, în România evenimentele de gen se întâmplă în diverse locații, dispar, se micșorează, mai cresc și așa mai departe. Se mai divizează, se divizează, dispar și trupe buni, dar e vorba până la urmă de finanțare. Ori la Suceava este singurul festival organizat de un muzeu, de regulă festivalurile sunt organizate de asociații și primării. La noi, pentru că monumentul istoric este în administrarea muzeului, sigur, am gândit acest festival în 2006 pentru a pune în valoare cetatea de Scaun și implicit Suceava, dar cetatea de acolo am plecat. Nici nu era făcută lucrarea de restaurare nu, acela. Nu, clar. Era doar în gând, probabil. Se discuta, nici măcar noi nu eram în Uniunea Europeană. Așa e. Ei bine, ușor-ușor festivalul de la Suceava a rămas consecvent principiilor de la început, adică în cetatea de Scaun nu intră altceva decât medieval, nu comerț, nu tot felul de vrăjitoare și alți ochelari. La Suceava sunt trei evenimente, fiecare cu specificul său, vorbim de lume-lume hai la târg, vorbim de rock, vorbim de medieval. De exemplu, la Sighișoara era un mix.
la Oradea, care Oradea ar fi cel mai important concurent al nostru, însă mai este foarte mult până să ajungă la nivelul Festivalului Suceavean. De altfel, una din asociațiile care organizează Oradea, mă rog, ne-a tot sunat, în sfârșit ei participă la noi la Suceava și mereu spuneau că au copiat multe lucruri la Suceava. Noi, între timp, am îmbunătățit o serie de lucruri. Pentru că la Suceava, am găsit înțelegere odată, sigur, la Consiliul Județean Suceava este vorba de buget. Sigur, bugetul, el, în mare parte, este acoperit din bilete. Vorbesc de alocația dată de Consiliul Județean, este, până la urmă, normal. Și vorbim de primăria municipiului Suceava, care, de la an la an, a mărit mai mult sau mai puțin suma, însă a înțeles că este evenimentul principal al orașului. În consecință, și noi am putut să ne... Deci nu zilele Sucevei, festivalul medieval. Păi da, uitați-vă la numărul de participanți. Deci la parada ai mai mulți oameni decât ai la zilele Sucevei. Nu ai neapărat turiști aici, la festivalul medieval. Ai și cazare, ai și mase pentru oamenii aceia. Ai și un eveniment care ține câteva zile. Unii nu pot fi comparate pentru că au un public țintă diferit. Pentru că, dar ca beneficii aduse orașului. Exact. El, festivalul tot medieval se adresează nu doar publicului sucevean, ci și publicului din județele mai mult sau mai puțin îndepărtate, alăturate sau îndepărtate. Sunt foarte mulți. Este un public de festival medieval. Și atunci există foarte mulți din București, există oameni din Timișoara, există oameni din Sibiu, din Cluj, nu mai vorbesc Bacău, Neamț, Iași, Botoșaniu, e firesc, e acasă. Da, începând din... În ce perioadă va fi anul acesta festivalul? 11-14 august. Anul acesta, 11, se desfășoară tot pe rețeta clasică evenimentul. Parada 11 este destinată paradei, da, începând cu ora 20 din opcine, de la Biserica Sfântul Mila, până, mă rog, pe traseu cunoscut, opcine, calea opțiunilor, în fine, George Enescu, Nordic, primărie, stația bancă, cetate. În paralel, pe cetate va concerta trupa Proconsul. Pe zidurile cetății. Da, cu, ca de obicei. O vedere de, cu vedere de pe platou, da. Exact. Cine dorește să intre în cetate, bine, cine nu, iarăși poate asculta, poate viziona. De asemenea, va fi prezent Cătălin Scărlătescu toate zilele, începând cu data de 11. Apoi, programul clasic pentru 12-14, dimineața, sâmbătă, duminică rezervată celor mici, vorbesc de teatru pentru copii, vorbesc de concursuri, mă rog, concursul Descoperiți Comoara și vorbesc de tot felul de mici spectacole, școli de dans, școli de spadă, școli de tras cu arcul, etc., etc., care pot fi încercate de cei mici. Da, sigur, suspens dedicate pentru cei mici. În sfârșit, face painting, baloane uriașe și așa mai departe. Chestiune pachetul normală. Complet, da. Pentru cei mici. După care, începând cu ora 13 până ora 15, este o pauză pentru servitul mesei. În sfârșit, și de la ora 15... nu e bine să stăm în călduri la orele alea, normal, nu? De la ora 15 până noaptea sunt diverse spectacole, de la turniruri până la turniruri ecvestre, până la povestea cascadorilor, povestea lui Valiu Vasilescu, basme cu cai, în sfârșit, bătălii generale și așa mai departe. Sunt în medie, cred, dacă nu mă înșel, 70 de spectacole pe zi. Deci, oricine ar vrea să participe la toate, nu are cum să se multiplice. Da, să ajungă, trebuie să fie foarte selectiv. Se repetă, sigur, în fiecare zi. Nu sunt asemănătoare, poate, dar nu sunt similare. Normal, fiecare trup are spectacolul propriu. Sunt care constituie la ce eveniment păi participă. Și eu aștept foarte mult, pentru că spectacolele, ținutele lor sunt spectaculoase. Asta o știu din... Dar vedem cine se uită la filmele lor. Exact, asta vreau să spun. Au inspirație acolo. Da, în Turcia există o chestiune interesantă. Diversele asociații de reenactment sunt cumva sprijinite de stat pentru partea de îmbrăcăminte și de echipamente.
Probabil condiția, tot așa, având cercetări în spate, având mărturii scrise. Exact. Ei, există o asociație națională care înglobează aceste asociații mai mici. Statul îți dă niște bani pentru aceste echipamente, însă tu participi la toate filmările. La filme? La filme. Și atunci sunt ținute pe care le folosești în filme, știți? Asta și apoi vă dați seama câtă repetiție și cât de perfecționat este din trupele, una din trupele turcești vine cu 8 cai. Da. Impresionant. Și bine, poate că și statul român ar putea să de altfel mai folosim. Statul român trebuie, ar putea multe lucruri să facă, dar nu le poate face. Dar nu să se ofere niciodată. Trebuie să-i se propună. Știți, situația asta geopolitică complicată, stăm chiar recent cu cineva care era cumva îngrijorat. Vai de mine, ce s-a întâmplat cu România? S-a întâmplat foarte bine. Noi ne-am descurcat întotdeauna. Ne arată chestia asta, mă rog, cel puțin 1000 de ani de istorie, ultima 1000 de ani de istorie. Așa că eu nu fac probleme, știți? Pe de altă parte, statul nu interveni, pentru că dacă intervenea statul, mă rog, puteam păți și lucruri negative. Așa mai bine, știți? Ne-am descurcat singur, ne descurcăm singur, da. Revenind la Festivalul Medieval, pe lângă aceste spectacole de zi, sunt și spectacole de noapte, vorbim de videomapping, vorbim de focuri, se înțelege, anul acesta și o trupă din Bulgaria cu focuri. Sigur, ne bazăm și pe solomonarii noștri, se înțelege. Na, un eveniment care eu sper să fie pentru toate gusturile și... Biletele. Mai vreau să spun un lucru. Muzeul a reușit să convingă 33 de sponsori. Suma pentru un astfel de eveniment, se înțelege, este mare. Oameni care au sprijinit evenimentul, care efectiv ne-au ajutat. De altfel, Festivalul Medieval se numește anul acesta ediția Ambro, este sponsorul principal. Oameni care au dat credit evenimentului și ar fi păcat ca sucevenii să nu participe. Este, până la urmă, evenimentul orașului, este evenimentul cel mai important al Sucevei. Și, repet, ar fi mare păcat ca publicul nostru să nu fie la cetate. E foarte posibil ca și administrația să se implice și mai mult, nu doar financiar, ci și cu mijloace de transport. Primăria întotdeauna a pus la dispoziție mijloace de transport, curățenie, sunt o grămadă de lucruri. Închipuiți-vă că tot noi ne ocupăm, hrană la cai, apă... Fână o să aveți anul ăsta la cai, sigur, că au fost într-un anul luat de la Maramureș. O poveste cu mai complicată asta cu e legislația, fân, da. Ați achiziționat pe sistemul de chestii publice cu... Da, fân pentru cai. Biletele cât costă? Biletele sunt cele de intrare în cetate. Festivalul este gratuit. Accesul în cetate se face contra sumei de 16 lei pentru adulți, 4 lei pentru elevi studenți și 8 lei pentru pensionari. Deci nu e niciun cost suplimentar pentru cele 4 zile de spectacol. Urmează cetatea Roca Sucevei, un eveniment, e cumva la prima ediție cu schimbarea de nume, dar e un eveniment despre care sucevenii știu în organizarea anterioară. Și nu numai sucevenii, pentru că e un public și aici dedicat, care am vine avut cu solicitări și cu tot și ce în consecință, dacă vă uitați, mă rog, noi am făcut deja și o pagină dedicată. Am stabilit din nou, sigur am discutat cu domnul Hașcovski în fine pentru aceasta, pentru zonă de campus unde să fie și apă și toalete în sfârșit, o zonă de campus mai medievală, asta e situația în sfârșit, deci vom avea și public din țară și aici există un public de festival rock. De rock. Exact. Anul acesta doar 2 zile, așa cum ați spus, practic restartăm festivalul de rock. El, începând din acest an, se numește Cetatea de Rock a Sucevei. Spuneam, principalul interes al acestui eveniment este promovarea cetății de scaun a Sucevei. Și e celebrul festival care se desfășoară în șanțul de apărare. Șanțul de apărare a cetății. Sonorizarea este una specială ca să nu avem vreo problemă cu zidăria. Din cauza vibrațiilor, sunetului. Da, da. Acum, sigur, nu vibrațiile sunt cele care afectează zidurile. Din păcate, apa este principalul inamic, în sfârșit. Tocmai, deși era un șanț de apărare cândva care... Nu avea apă. N-a avut niciodată? Nu a avut niciodată apă, nu. A avut doar țepușe și a avut arici, atât. Dați-mi voie să citesc, să nu greșesc, de aia mi-am notat. Trupele, da. Trupele, line-up-ul. În prima zi și... 19 august, Citrix din Suceava,
Păstrăm obiceiul, zic eu, benefic, ca debutul să-l facă trupe tineri din Suceava, apoi Enana, Emil, Marco Mendoza din Statele Unite. În data de 20 august, adică sâmbătă, Old Brew Mob din Suceava, apoi Robin and Backstabbers, Urma și Vița de Vie. Anul acesta, spuneam, doar două zile. Duminică, mă rog, tot la cetate, Consiliul Județean Suceava, sigur, un proiect cu Republica Moldova, cu mai multe administrații în Republica Moldova, oferă un important spectacol, tot în șanțul de apărare, frații Advahov și Eugen Doga. Și va mai fi un eveniment tot la Cetatea de Scaună Sucevei și tot în luna august, Teatrul la Cetate. Da. E în ultimele... Eu vreau să fac ceva precizări. În ultimele zile din august. Păi, noi încercăm să ocupăm luna august. Toate weekendurile din august. Da. Nu puteam, nici n-ar fi fost normal, firesc, decent să facem noi festival de teatru, cu toate că, dacă vă amintiți, noi am fost inițiatorii, sau mă rog, co-inițiatorii FIST-ului. Festivalul practic s-a făcut cu banii de la Suceava, de la Muzeul de la Suceava. Da, pentru că eu mi-am dorit mereu un festival de teatru. La vremea aceea, festivalul Vișniec era o chestie mică, neștiută. Nu exista teatru, în sfârșit. Și ca tare trebuiau făcute niște zile de teatru la Suceava. Între timp, sigur, teatru face festivalul la Suceava. E și normal. Păi și firesc, acesta. Se înțelege. Fistul a fost mutat la București și după câteva ediții a murit. Păi a murit pentru că n-a avut bani. Politic, în primul rând. De lipsă de sprijin politic, care înseamnă lipsă de sprijin financiar. Dacă doriți, discutăm o dată despre Fist. Am fost acolo. Deci așa ca fapt divers. Mi s-au solicitat, sper să nu greșesc, vreo 360.000 de lei pentru organizarea Fistului. Prima ediție, care a fost cea mai bună, s-a organizat cu 90.000. Sigur, după aia n-a mai vorbit nimeni cu mine. A fost altă discuție. În sfârșit, n-are rost să discutăm amănunte în acest moment. Bun, spuneam, noi încercăm să organizăm un eveniment teatral, teatru la cetate, de aceea nu se numește festival și așa mai departe. Cu tematică? Nu are tematică, este, să spunem așa, liber. Adriana Trandafir în prima seară, asta înseamnă vineri. În ce dată? 26 Adriana Trandafir, 28, vorbesc de captele de afiș. 28, Teatru Matei Vișniec și doamna Maia Morgenstern și 27, mă scuzați, iar da. 28, Larry Georgescu, Teatru pentru copiștile Vasilache de la Botoșan și Larry Georgescu, ca și cap de afiș. Asta în perioada 26-28 august. Da. Și pentru că suntem foarte aproape de final, adică chiar trebuie să încheiem, așa de repede trece timpul povestind despre lucruri frumoase, trebuie să amintim neapărat și evenimentele din incinta Muzeului de Istorie, care se desfășoară încă, cel puțin două expoziții pe care le-am văzut și eu și sunt absolut deosebite, vorba de un veac de feminitate, o expoziție a unei colecționare private care a venit cu propriile obiecte colecționate din, da. de prin anii 1800 și ceva până... 1850 până în 1950. Cam așa, cu obiecte de vestimentație și de port din zona burgheză de data asta. Sigur, acum nu vreau să greșesc, nu vreau să supăr pe nimeni, însă elitele întotdeauna au făcut istorie. Mulțimea n-a făcut altceva decât să urmeze tendința, să urmeze elitele. Da. Și uitați-vă la ce se întâmplă și astăzi. E pe tine, multă lume înjură elitele, nicio problemă, așa s-a întâmplat întotdeauna în istorie, însă vrem, nu vrem, elita a făcut istoria, nu poporul. Asta este o chestie comunistă. Cea mai bună explicație o găsiți la Herodot. Herodot, și mă rog, vorbim secolul 4 înainte de Hristos, da? Herodot în istorii descrie, evident, el de fapt descrie o situație din Grecia, dar o pune pe seama perșilor, perioada de dinainte de Darius. Se rămăsese fără conducere a statului și trei personagi discută despre o formă de guvernământ.
un Mega Bezos, un personaj ceva cu am scapă și Evident Darius, ultimul care vorbește. Ei, primul vorbitor spune că el crede că cea mai bună soluție ar fi conducerea colectivă, poporul să-și aleagă conducătorul și acel conducător să, mă rog, gestioneze în sfârșit. Următorii doi vorbitori își încep discursurile, mă rog, citez aleatoriu, mă rog, oarecum, citez din memorie, da. Aproximativ, numai cine vrea, cine pune gând rău percilor, crede că o mulțime netrebnică își poate da cu părerea în treburile statului. Pentru că, ce să vezi, ne place sau ne place, votul este o vot universal. Este o descoperire târzie, vorbim de perioada burgheză, perioada capitalistă, i-am spune noi astăzi, și el nu este altceva decât o acțiune emoțională. Nimeni nu, nu votează pragmatic. Da? De altfel, este de asemenea teoretizat în istorie faptul că cel mai mare inamic al autocrației este democrația, pentru că democrația promite, vorbește fără acoperire, dar emoțional. Iar cel mai mare pericol pentru democrație este autocrația. Când spun autocrație, trebuie să se înțeleagă tehnocrații. Pentru că aia vorbesc cu cifre, cu calcule și cu bază exactă. Și aveți răspunsurile, știți? Și ne uităm în, nu în istoria țării noastre, ne uităm în ultimii doi ani. Dar nu vorbim de România, Doamne. Nu, dar ne uităm și la noi. Noi vorbim de Europa. Pentru că și noi copiem elitele, nu? Din alte vedeți, noastră, vorbeam la un moment dat de faptul că democrația a prins foarte bine în creștinism și une cel mai bine și funcționează. Funcționează foarte bine în zona protestantă. De ce? Pentru că, totuși, catolicismul clasic și tradițional și ortodoxia se bazează pe ordine și pe ierarhie. Mitropolitul, mă rog, are niște treburi, el gestionează, e pe viață. Deci e o autocrație până la urmă. Cum și la noi, patriarhul e pe viață, episcopul e pe viață, arhiepiscopul e pe viață și așa mai departe. Ei bine, în sistemul protestant nu e așa. Toți au dreptul, toți învață, toți. Și ca țară acolo funcționează foarte bine. S-a stricat ordinea tradițională. Din coace în ortodoxie, oricând ne-am chinuit noi, uitați-vă în România, sunt 32 de ani de la Revoluție. Deci autocrația, dușmanul democrației și democrația invers. Este și invers, bineînțeles. Uitați-vă la noi, deci au trecut 32 de ani. Noi încă avem nevoie din tătucă. Ne place sau nu ne place? Uai, e un dezastru dacă o pica guvernul. Și poate guvernul. Că acum înțelegem și pe cei din Rusia de ce se aliniază atât de tare în spatele conducătorului puternic. Sunt câteva state. Unul dintre motive. Sunt câteva state care nu pot funcționa altfel. Câteva. Sunt multe state. Lumea sinică. Credeți dumneavoastră că n-ar putea funcționa cu democrații? N-ar putea. Nu atât de repede. Sau poate nu, le-ar trebui câteva mii de ani de civilizație. Uitați-vă la Japonia. Japonia este, zicem noi, o democrație. Teoretic. Dar împăratul e împărat. Împăratul e împărat și vrem, nu vrem, acolo există o ierarhie. S-a terminat, nu se mai discute în afara ierarhiei. Multe ar fi de povestit, dar aș vrea să nu încheiem fără să pomenim măcar că discipolul lui Brâncuș în care expoziția în Muzeul da, de Da, sunt trei expoziții pe care merită să le vedeți. Aș începe cu Muzeul Satului, o expoziție tradițională, se numește Identitate Românească, obiceiuri de nuntă din Maramureș și sunt de-a dreptul spectaculoase și diferite de Bucovina. Apoi, la Muzeul de Istorie, ați amintit de un veac de feminitate, de asemenea, o expoziție interesantă, moda între 1850-1950. A elitelor. A elitelor, sigur, cu, sigur, cer scuze, mă tot repet, cu tot felul de piese, hai să spunem, spectaculoase. Umbreluță de doliu, clește pentru tren, nu știu, poșetă din reptile, nu? Da, adevărat, nu din reptile, din crocodil, păi mai este una din piele de liliac, și mai este una, atenție, din piele de picior de cocoș. Așa. Am văzut, inițial am crezut că e din șarpe, nu? Din piele de cocoș. Da. Bilețele pentru bal, carnețelul pentru bal. Foarte multe carnețele pentru bani, punguță pentru bani. Nu, pentru bal, unde își scriau cu cine au dansat. Da, normal.
Știu alte eu tot felul de binocluri pentru teatru, pentru operă, în fine. Este un binoclu pictat, realizat la Paris, scrie pe el, pentru un magazin din București. Era o anumită viață, să spunem, luxoasă. Nu să spunem, chiar era cu luxoasă. Cu adevărat luxoasă. Da. Și a treia expoziție, cea de care ați amintit, expoziție de sculptură, Constantin Antonovici. Constantin Antonovici a avut ceva origini în județul Suceava, actual județul Suceava, la Stupca. O bunica lui a plecat de aici. El s-a născut la Piatra la Neamț, mă scuzați, la Tupilaț. A făcut belartul la Iași, apoi a făcut belarte la Viena. A făcut o școală de prelucrare de bitare lemn în Tiraspol. Ulterior, aproape 5 ani, a fost ucenic de atelier la Brâncuș. Era un lucru foarte, foarte dificil să ajungi ucenic al lui Brâncuș. Și să reziști atâția ani, pentru că și Constantin Brâncuș era un personaj foarte, foarte dificil. Exact. Mă rog, povestește Antonovici, a avut de ales între a debita lemn, i s-a atras atenția, este un lemn vechi și foarte valoros, era un lemn uscat, se înțelege, sau a găti. Erau, și cam toți povestesc că au trecut prin acest lucru. Ei, și în timp ce Antonovici a ales să prelucreze lemnul, Brâncuș a gătit linte. Da, era un bucătar exclusiv. Există un alt personaj, un artist care a devenit celebru ulterior, care a gătit fasole și a greșit fasolea lui Brâncuș și l-a dat afară spunând că i-a stricat mâncarea. Mă rog, era un personaj și Brâncuș. Din alte vremuri și cu alte persoane. Ei, noi avem la Suceava, grație unui domn care se numea Ștefan Benedict. Ironia sorții, a fost găsit mort în casă în ziua când s-a deschis expoziția de la Suceava. Urma să vină la începutul lunii august la Suceava. Dar această donație se datorează domnului Cristi Boghian, român sucevean de-al nostru, sigur, cetățean american, stabilit la New York, lucrează la o televiziune din New York. El a fost amediat, mă rog, a făcut toate demersurile în Statele Unite, spuneam, noi am primit o donație și practic avem cea mai mare colecție Antonovici din România. Vorbim de 5 lucrări de sculptură. Între timp, mă rog, una am transpus-o în material definitiv, adică în bronz, și două de grafică. Mai există o lucrare, o bufniță de mici dimensiuni la Muzeul Național de Istoria României, tot donație a aceluiași Ștefan Benedict. Iată, sunt lucruri foarte interesante pe care le-am aflat cu ocazia asta și pe care o să le aflați în detaliu când vizitați instituțiile muzeale din Muzeul Național al Bucovinei. De data aceasta am vorbit mai pe larg despre Muzeul Satului Bucovinean, despre Cetatea de Scaun a Sucevei și Muzeul de Istorie. Din păcate am rămas fără timp, dar cu siguranță cu voia celui de sus ne vom mai vedea sănătoși și vom afla și alte povești interesante de la, ca un profesor de istorie, domnul director Emil Ursu, o enciclopedie, așa cum vă și așteptați să fie, directorul Muzeului Național al Bucovinei. Vă mulțumesc încă o dată pentru istorisirile astea condimentate pe lângă evenimentele importante pe care instituția le organizează în luna august. Așadar, lume, hai la târg, Motorfest în apropiere, Festivalul Medieval, Cetatea Roca Sucevei și Teatrul la Cetate în perioada imediat următoare. Vă mulțumesc că ați urmărit ediția specială. Cătălina Biholar, sunt cu bine!